Stimați colegi, bună ziua și vă invit la cea de-a 63 ediție Analizelor Economice, un proiect comun IDIS Viitor și privesc eu. Ne puteți urmări paginile oficiale acestor două instituții sau pagina mea ionita.md, unde găsiți toate celelalte ediții de analize economice. Astăzi, după cum am promis și după cum am publicat, am făcut o mică analiză, vrem să vorbim despre piața imobiliară, lucruri despre care nu am vorbit de un an de zile, 1. 2. În viitor apropiat va fi al doilea forum imobiliar în Republica Moldova, în Chișinău, unde poate lua și eu cuvântul și de aceea cred că trebuie să ne pregătim de acest forum. Iar 3. Astăzi se întâmplă foarte multe fenomene interesante piața imobiliară care merită toată atenția noastră. Dar înainte de aceasta vreau să fac o declarație publică și un apel către autorități. Cu mare regret, de un an de zile, Agenția Servicii Publice nu publică datele privind tranzacțiile de vânzare, cumpărare și alte tranzacții relevante pe toate tipurile de imobile. Ceea ce este foarte grav, noi am adresat și o scrisoare oficială și din păcate nu s-a dat curs, din motive necunoscute, acest lucru nu se publică, de aceea fac apel către doamna prim-ministru Natalia Gavriliță și rog toată mass media, este pentru prima dată când fac astfel de rugăminte, să solicite publicarea datelor fix cum s-a întâmplat până în trimestrul 2021, deoarece piața imobiliară este cea mai mare piață din Republica Moldova. 70% din toată avuție cetățenilor noștri este ascunsă în imobile. Este în imobile. 25% din toate creditele date de bănci sunt în imobile. Oamenii, de fapt, toată bogăția lor este în imobile și să nu publici date legate de tranzacții imobiliare este, de fapt, un lucru extrem și extrem de trist. Din acest motiv, astăzi vă fi nevoie să utilizați doar date indirecte pe care le avem de la Biroul Național de Statistici, ce avem de la Banca Națională, plus discuțiile care le-am avut cu cei mai mari operatori de pe piața imobiliară. Le mulțumesc pe această cale, nu mi-am cerut permisiunea ca să dau și numele, dar am discutat care mi-au confirmat ceea ce de fapt eu vedeam prin analiza indirectă. Deci problema mea este că pentru prima dată vin în fața voastră și nu am datele necesare din simplu motiv că Agenția Servicii Publice, din motive necunoscute, de un an de zile nu publică cifrele. Haideți să ne uităm ce se întâmplă pe piața imobiliară în Republica Moldova. Sunt 7 tendințe clare, voi încerca foarte pe scurt să trec, iar apoi fiecare din dumneavoastră voi publica și graficii ca să aveți aceste cifre, dar încă o dată repet, public doar ceea ce este accesibil, majoritatea datelor, din păcate, nu mai sunt publice deja de o an de zile. Prima, avem o reducere puternică a locuințelor date în exploatare. De fapt, în acest an se întâmplă un fenomen, inclusiv din cauza că și guvernul a început mai riguros să verifice locuințele. Acum, de fapt, suntem într-un blocaj. Ultima dată, așa, un volum mic de locuințe date în exploatare a fost tocmai în 2014. Deci, după o creștere foarte puternică, în prezent avem o reducere puternică a locuințelor date în exploatare, inclusiv în municipiul Chișinău. Lucruri care, de fapt, nu se vede prea tare în prezent, că a scăzut extrem de mult cererea, despre aceasta vorbim. 2. S-a redus cu cel puțin 35% volumul lucrărilor de construcții rezidențiale. Altfel spus, locuințele care în prezent se construiesc, lucrările de construcție în prezent sunt cel puțin cu 35% mai puțin decât anul trecut. În discuții cu companiile de construcție, de fapt, am înțeles că ceea ce mai menține piața este finalizarea lucrărilor care au fost începute 2-3 ani în urmă. Iar următorul este că proiecte noi imobiliare sau cum spun ei, nu se mai sapă pentru a face fundații deja în acest an, nu vreau, nu există cifre, dar din discuția cu cele mai mari companii imobiliare, căderea este de cel puțin 50%, ei mi-au dat o cifră cu mult mai gravă, dar eu voi opera cu această funcție. Deci piața practic s-a blocat. Noi vom avea adevărata criză, ecoul va fi în 2023, când practic piața imobiliară nu va oferi apartamente din simplu motiv că în acest an practic nu sunt ce proiecte imobiliare noi. Deci căderea de 35% încă este varianta optimistă, ea piața mai suflă din simplu motiv să finalizează proiectele vechi. Următorul, după o creștere bruscă, asta e pozitiv pentru cei care ne ascultă, după creștere bruscă a prețurilor, și vom da mai târziu cifrele în acest an, avem acum o stagnare a prețurilor, de fapt
eu o numesc, fac o pauză. Piața este exact ca omul. Imaginați-vă că un om fuge în munte, el, dacă o ia prea repede, la un moment dat gâfă, îi se așează jos. Deci piața noastră, după 10 ani de cădere, 2021-2022 a crescut prea brusc. Acum sunt neduși și s-au așezat jos, se odihnește. De aceea piața se va odihni cam jumătate de an. Și aici vreau să mai spun un lucru. Avem o situație extrem de gravă pentru companiile de construcție. Imaginați-vă că ei vând apartamente în euro care nu se scumpiesc, materialele s-au scumpit enorm, iar euro din contra s-a depreciat. Vă dați seama că în lei, el în prezent câștigă cu mult mai puțin decât anul trecut, iar puterea de cumpărare este cu 50% mai mică. Următorul. Procurarea de apartamente noi. Procurarea de apartamente noi s-a redus semnificativ. Deci putem spune că s-a redus de cel puțin 3 ori. În principiu, piața s-a înferbântat prea tare, acum a luat o pauză, lucru care trebuie să o spunem că se întâmplă. Tranzacțiile imobiliare. Asta este iarăși indirect din datele cu companiile de construcție, din simplu motiv că, voi repeta de câteva ori, agenției servicii publice nu publică de oameni de zile cifrele, dar din discuții putem afirma că tranzacțiile cu imobiliare s-au redus semnificativ în acest an. Și ultima, scumpirea banilor a descurajat enorm creditele ipotecare. În prezent, numărul persoanelor care au credite noi ipotecare și procură apartamente a scăzut enorm, iar cei care au credite și procură apartamente noi a scăzut și mai tare. De fapt, multe credite ipotecare care se iau pentru locuințe din mâna a doua, iar companiile imobiliare confirmă datele pe care le avem noi din statistică că numărul de apartamente care procură a scăzut enorm. Deci, piața imobiliară, facem concluzia și după asta începem analiza, de fapt. Piața imobiliară în acest an face o pauză, ca volum de vânzări avem scădere, ca prețuri avem o stagnare, ca volum de lucrări avem o scădere enormă, ca volum de lucrări noi avem o prăbușire foarte și foarte mare. De aceea piața imobiliară în anul viitor va fi într-o situație extrem și extrem de proastă. Haideți să ne uităm să vedem primul grafic. De fapt, este al doilea grafic, primul a fost cu cele 7 tendințe. Dacă ne uităm atent, anul trecut, piața imobiliară a fost cu 65% mai mare decât în 2015. Am luat anul 2015 ca an de referință. Dacă vedeți, am avut 3 ani de stagnare. 2019, 2020 și în special 2021 a fost un boom. Cel mai puternic a fost anul 2019 și 2021. 2020, știți dumneavoastră, a fost ceea ce pandemia și mulți nu s-au lucrat și a fost, dar tot a crescut. În 2019-2021 este perioada când s-au luat foarte multe împrumuturi și aceasta, de fapt, a aruncat sau a ridicat piața imobiliară în sus. Încă anul trecut spuneam că piața prea repede se înfierbântă și anul acesta trebuia să fie o pauză, plus a mai venit război, plus a venit incertitudinea, plus a venit continuarea crizei. În acest an avem o scădere de cel puțin 35%. În opinia mea, scăderea va fi cu mult mai mare, dar ca să nu vă sperie mult, am considerat să utilizăm pe când noțiunea de 35%, cu toate companiile imobiliare spun că scăderea va fi cu mult mai mare. Volumul lucrărilor de construcție, vorbim de lei, să nu uităm că leiul s-a depreciat, că valoarea a scăzut și dacă vă uitați atent, anul trecut am ajuns în valoarea anuală la 8,6 miliarde de lei, vorbim de lucrări de construcție, iar în acest an avem 7,4, în prima jumătate a anului avem un volum de lucrări destul de slab, lucru care încă o dată ne va duce că piața este într-o stagnare destul de mare. Locuințe date în exploatare. În prima jumătate a anului avem cel mai mic număr de locuințe date în exploatare din 2014. Lucrul acesta are două explicații. În primul rând, piața imobiliară, cum am spus eu, ia o pauză, criza de piață imobiliară, plus exigențele și așa trebuie de văzut varianta de compromis dintre ceea ce guvernul prezent a devenit foarte activ. Să nu se întâmple că avem același blocaj ca până în 2017 și vreau să vă aduc aminte. În 2017 s-a ajuns la o situație când, practic, locuințele nu se mai dădeau în exploatare. Dura 2-3 ani de dare din exploatare. Atunci guvernul a venit în forță și a simplificat procedurile ca să poată fi date în exploatare locuințele. Acum iarăși are loc o înăsprire a condițiilor de dare în exploatare. Cert este un singur lucru.
În acest an, în prima jumătate a anului, avem cel mai mic număr de locuințe date în exploatare, începând cu 2014 a fost mai puțin. Până în 2014 n-am avut niciodată un nivel atât de scăzut. Creditele. Deoarece noi nu avem volumul de tranzacții imobiliare, avem doar datele indirecte. Deci, fiindcă ASP-ul, Agenția de Servicii Publici, nu ne dă datele privind tranzacțiile, eu încerc să înțeleg ce se întâmplă pe piață prin date indirecte. Și uitați-vă ce obținem. Dacă anul trecut, lunar, piața, creditele bancare, ipotecare creșteau în fiecare lună cu aproape 300 de milioane de lei, în acest an, în primele 7 luni, avem o rată de creditare sau o rată de creștere a îndatorării populației de 2 ori mai micuță. Deci oamenii în continuare au credite însă cu un ritm cu mult mai scăzut decât s-a întâmplat în anul 2021, un an record. Însă nivelul oricum rămâne destul de ridicat. Un element important, și aici vreau să atrag atenția autorităților, deci este important să publici datele privind tranzacțiile imobiliare din simplu motiv că la ziua de astăzi 25% din toți banii pe care băncile i-au dat sub formă de creditele i-au dat companiilor de construcție sau oamenilor prin procurarea locuințelor. Așa ceva nu a fost niciodată în istoria Moldovei. Volumul creditelor totale oferite ramurilor construcției a ajuns la 13,8 miliarde de lei. Vedeți graficul din spate, iar mai departe în dată în procente. Uitați-vă, 2010-2017, portofoliul de credit pentru rama reconstrucție era la nivel de până în 10%. În prezent am ajuns la 23% și este în creștere. Asta înseamnă că băncile cel mai mult sunt expuse pe ramura de construcție. Din acest motiv este extrem de important fiecare de noi când iau decizii de luare unui credit imobiliar sau banca când iau decizii să dăie credit imobiliare, este extrem de important să știm ce se întâmplă pe această piață, care este riscul, cât de mare este riscul pentru cetățean ca să iei un imobil. Acum am spus că piața imobiliară a intrat într-o stagnare, el a crescut continuu, aici uitați-vă, din tâi am luat prețul mediu la apartamente. În anul 2008, prețul unui metru pătrat de apartamente în mediu a fost de 867 de euro, după aceasta a urmat 10 ani de cădere și acum corect este să nu folosim noțiunea apartamentele să scumpesc. Corect este să spunem, apartamentele se restabilesc prețul până în 2008. Dacă vă uitați atent, în 2008 prețul mediu era 867 de euro, acum este 758 de euro. Am împărțit că este posibil să le împarți pe tipuri. Da, apropo, de unde iau eu datele? Utilizez două tipuri de date. Utilizez la companiile cu care fac tranzacții imobiliare, ei dau valoarea tranzacției, dar de multe ori este mai micuță decât tranzacția reală. Și doi, Banca Națională a Moldovei deja de câțiva ani de zile publică datele privind indicele creșterii prețul la produsele imobiliare, însă ei dau prețul de expunere care este mai mare decât prețul real. Deci avem companiile imobiliare care dau un preț mai mic decât prețul real și Banca Națională care dau un preț mai mare decât prețul real. Am considerat oportun să utilizez media dintre aceste două prețuri. Evident, media întotdeauna este media, dar deja poate fi separată. Apartamentele noi, în prezent, în municipiul Chișinău, au ajuns la nivelul 2008, 900 de euro metru pătrat, exact atât a fost în trimestrul 4 în 2008, iar apartamentele de mâna a doua sunt 690 de euro metru pătrat. Aduceți-vă aminte că în trimestrul 4 în 2008, apartamentele noi erau chiar mai scumpe decât acelea vechi. De fapt, noi avem o diferențiere de preț, practic după criza din 2008. Dacă observați, am fost în cădere și doar acum piața s-a recuperat la nivelul 2008, ia o pauză micuță și după aceasta vă continua să crească. Însă știți ce salariu aveau cetățenii noștri în 2008 și ce salariu au acum. De ce am vrut să calculez? Pentru procurarea unui apartament. În mediu, la noi cetățenii cumpără undeva 20% de apartamente noi, restul cumpără apartamente din mâna a doua. Câți ani trebuie să lucreze un cetățean din Republica Moldova ca să poată permite să cumpere un apartament în Republica Moldova, fie nou, fie din mâna a doua? Dacă în 2006 trebuia 43 de ani, în prezent, în 2020 am ajuns la 9,9 ani, în prezent am ajuns la 10,4 ani. Deci avem o ușoară creștere sau îngreunare, este legat de faptul că apartamentele au crescut prețurile cu mult mai repede în ultimii 2 ani de zile decât veniturile noastre. Dar oricum, în prezent, să procuri un apartament este de 4 ori mai ușor decât era acum 15 ani. Fiindcă multă lume iau credite ipotecare, am vrut să văd, este sau nu accesibil credit ipotecar? Cum am făcut eu? Am considerat că o persoană cumpără un apartament
nou, finisat, deci asta înseamnă că l-ai cumpărat cu 900 de euro metru pătrat, după aceasta mi-ai cheltuit încă 20%, eu am pus 20%, încă 180 de euro, nu-ți ajunge, dar eu am pus pe minim 120 de euro, 180 de euro, în cer scuze, ca să-l finisez. Și tu după aceasta iei, ai 30% din banii tăi și apoi iei un credit ipotecar, două persoane lucrează. În 2008, dacă vedeți, îți trebuia 341% din salariu, adică dacă soțul, soția lucrărilor, trebuia 3 salarii în fiecare lună ca să plătească ipoteca. În 2020, când a devenit ipoteca, a venit un boom și 2021, trebuia doar 50%. De fapt, salariul unei persoane din familie era suficient ca să întoarcă un credit ipotecar. Acum puțin s-a scumpit, deci povara a crescut undeva cu 20% aproape. Dacă trebuia 50%, acum trebuie 60% din venitul unei familii. Și ultimul grafic, și cu asta finalizăm pe astăzi, acolo am vorbit în mediul apartament. Am vrut să ved câți ani trebuie să lucreze un cetățean din Republica Moldova pentru ca să... un cetățean din Chișinău, îmi cer scuze, n-am luat Republica Moldova, am luat Chișinău, unde salariul este cu 20% mai mare decât media națională, și atunci întrebarea mea a fost simplu. Un cetățean care locuiește în municipiul Chișinău, lucrează în municipiul Chișinău și are un salariu mediu mai mare decât salariul mediu pe Republica Moldova, câți ani trebuie să lucreze ca să poată procura un apartament de 70 de metri pătrați nou în municipiul Chișinău? Am avut date din anul 1970. Pentru cei care vor spune dacă ce atunci se vindeau apartamente, da, până în anul 1990, până noi am devenit independent, în Republica Moldova nu erau apartamente pe gratis. Stau, știu cum mulți spune că erau, am să spun așa. Deci atunci erau două opțiuni. Sau primei de la întreprindere unde lucrezi tu un apartament în folosință și după aceasta dumneavoastră le-ați privatizat în timpul independenței, deci el nu era proprietatea dumneavoastră. Dumneavoastră locuiați în el, de el era proprietatea fie primării sau fie era întreprinderii în lucrați. Iar 40% din basarabenii noștri în perioada Uniunii Sovietice procurau apartamentele. În Uniunea Sovietică, un apartament, ca să-ți procuri un apartament, trebuia să lucrezi în mediu aproape 10 ani. Deci 10 salarii medii din Uniunea Sovietică erau necesari ca să-ți procuri un apartament în acea perioadă, la calitatea care o știți și dumneavoastră. Cel mai greu a fost în 2005, când trebuiau 52 de ani ca să-ți procuri un apartament, cel mai bine în perioada de independență a fost în 2020, îți trebuia 12,6 ani, deja comparabil cu perioada în timpul Uniunii Sovietice, iar în prezent trebuie 13,2 ani. 13,2 ani este aproximativ de două ori mai mult decât media europeană. Deci, pe final vreau să spun în felul următor. Chiar dacă acum apartamentele s-au mai scumpit, dar ținând cont că ele încă n-au ajuns la nivelul de 2008, iar salariile la cetățenilor s-au ridicat considerabil. În prezent, piața imobiliară sau accesibilitatea unui apartament este de 4, aproape 5 ori mai mare decât a fost acum 15 ani. Din acest motiv, oamenii deja se aventurează să procure apartamente. Asta a dus piața în sus pentru prima dată, datorită dobânzilor mici, cetățenii noștri s-au putut împrumuta și au procurat apartamente în ipotecă în acest an. Creșterea dobânzilor, incertitudinea ce se întâmplă pe piață, în piață, plus creșterea prea bruscă a prețurilor de anul trecut, a speriat oamenii. Piața puțin se liniștește, sperăm foarte mult că piața își va reveni, de iar pentru autorități vreau să transmit un mesaj foarte clar. Piața imobiliară sau construcțiile este una din cele mai importante ramuri ale economiei naționale. Construcția este ramura de bază care contribuie la crearea avuției personale cetățenilor, nu doar în Republica Moldova, dar în toată lumea. 60-70% din avoția omenirii este concentrată în imobile de locuit și construcția este ramura care generează la un leu activitate în construcție generează 6 lei în alte ramuri. Dacă vrem să asigurăm creșterea Republicii Moldova economică, trebuie să atragem atenție ramurilor construcției, care în acest an, din păcate, trece printr-o criză destul de profundă, situația rămâne extrem de complicată, volumul de lucrări scade dramatic,
Iar anul viitor riscăm să avem o situație și mai grea din simplu motiv că lucrări noi în acest an practic nu se fac. Asta am vrut să vă spun pentru astăzi. Până data viitoare, vom discuta alte subiecte de importanță națională.